Donald Trump Jr., fiul președintelui în funcție american, care a fost depistat recent cu virusul SARS-CoV-2, a anunțat într-un clip postat pe internet că se simte bine și este asimptomatic. Juniorul a spus că își va petrece timpul liber din carantină curățându-și armele. Apparently I got the Rona. You wouldn't know it based on anything that I felt or, you know, have seen, or I guess I've been totally asymptomatic. But out of an abundance of precaution, I'll quarantine, I'll follow the regular protocols, you know, take it seriously, no reason to do anything otherwise, but maybe it's a false positive, maybe not, but, you know, I'll follow the protocols, take a little bit more time, maybe get another couple tests, and hopefully I can test a couple times in a row negative before the holidays. În videoul postat pe contul său de Instagram, Trump Jr. le-a cerut urmăritorilor săi recomandări de filme pe Netflix și a avut și o remarcă ciudată. But give me your thoughts, because, you know, I may have a couple days of solo time and there's only so many guns I can clean before that gets bored. Donald Trump Jr. deține o cabană în partea de nord a statului New York, unde îi place să meargă de obicei pentru a pescui în râul Delaware. El și fratele său Eric sunt coproprietarii unei rezervații de vânătoare de 70 de hectare pe care o folosesc și ca poligon de tir privat. Trump Jr. este acum al patrulea membru al familiei care s-a infectat cu COVID-19. Președintele, prima doamnă și fiul lor, Barron, s-au vindecat de coronavirus, precum și prietena lui Trump Jr., Kimberly Guilfoyle.